Petru Luhan, europarlamentar, bine ați venit. De la PNL am invitat ambele tabere care se vor confrunta la acest congres, să spunem din tabăra disidenților, domnul dumneavoastră, doamna Ramona Mănescu, europarlamentar, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Colegul meu, Costi Rogozanu, jurnalist Vox Publica, mulțumesc foarte mult, Costi. În al doilea rând, după e caracteristic să tăceți jumătate de oră din câte aveți dreptul să interveniți, dar poate că n-ați simțit. Nu, păi nu, noi avem problemele noastre în PDL, așa că nu o să intru în disputele. Vorbim în partea a doua, să știți că recuperați. Nu intru în disputele din PNL. Bineînțeles că ne interesează întreaga scenă politică din România. Eu personal îl cunosc pe domnul Iohannes. Am fost un an, am fost manager în Sibiu și acolo am intrat de mai multe ori în contact cu domnia sa. E un primar foarte bun și, într-adevăr, sunt de acord cu doamna Mănescu, contribuie la ridicarea imaginii PNL-ului per ansamblu. Însă, în ceea ce privește poziția celorlalți care lucrează de, nu știu, 12, 15, 16, 20 de ani în Partidul Național Liberal, probabil că acolo se nasc conflicte. Noi le avem pe ale noastre, însă... Și mă ajung. Un lucru este cert, aici vreau să o contrazic pe doamna Mănescu, eu nu sunt de acord că PNL-ul a crescut la acest scor record, dacă nu mă înșel, bun, în ultimele 20 de ani. Domnul Iohannis, în ce măsură o să-i ajute? Pe ce funcții forțele proprii, ci mai degrabă pe baza algoritmului din USL. Am înțeles că PNL cu PC au 50% și PSD-ul au 50%. Așa, și asta nu înseamnă o negociere inteligentă a PNL-ului, deci nu tot PNL-ul a ajuns aici. Da, e o acceptanță forțată din partea PSD-ului, se poate spune, sau, din punctul de vedere, domnul Antonescu nu reprezintă numai decât un vector de a trage partidul în sus. Este o părere din afară și mai ales bazată și pe acea experiență care am avut-o cu domnul Antonescu la președinția interimară atunci când domnul președinte Băsescu a fost suspendat. De aceea eu înțeleg îngrijorările celelalte tabere, dacă îmi permiteți, sau putem numi așa, că domnul Antonescu nu se va bucura de acel suport popular pe care consideră domnia sa și tabera sa că îl va avea la prezidențiale. Și înțeleg că în interiorul partidului se nasc astfel de dezbatere. Da. În ceea ce privește dezbaterile în interiorul partidului, eu consider că e un lucru foarte bun, adică partidul trăiește, există idei, există păreri, fie ele și divergente, asta înseamnă că democrația trăiește. Și faptul că se ajunge până la urmă la un compromis dovedește înțelepciune politică. Eu aș vrea să vă arăt cum vrei o candidatură puternică acolo la PDL sau fără șanse. Eu personal mă bucur că există competiție în Partidul Democrat Liberal și m-aș bucura să apară și o a patra candidatură, pentru că asta se dorește la nivelul de firul ierbii în Partidul Democrat Liberal. Știți ce se întâmplă la congres? Mulțumesc pentru atenție, doamnelor, domnilor. Ne revedem și mâine la ora 13. Rămâneți cu noi, liniștile orei 14 cu Amedeo N. Pe curând!